Trebuie să țin și eu? 1, 2, 3, 4, 5. Bun. Spuneți-ne despre această zonă pe care tocmai ați deschis-o. E o experiență nouă pentru... Pentru cei care vin la stadionul nostru, da. Oarecum e normalitate. Este meritul colegilor mei din departamentul marketing. Au creat o zonă de socializare, am spune noi. Am dorit să fim cât mai, o atmosferă cât mai friendly, să vină oamenii, să povestească înaintea meciului, la pauză și să rămână chiar și după meci. Se discută ca și în Occident. Vorbești de familie, vorbești de business, vorbești de viața de zi cu zi. Și atunci am creat un loc super plăcut. Avem și ne bucurăm că în acest moment avem deja aproximativ 300 de locuri pentru asemenea zone de hospitality. Urmează și la cealaltă tribună să dezvoltăm Champions Club. În total vom avea 500 de locuri și spun eu că niciun stadion din România nu are un număr atât de impresionant de o zonă așa de mare cu un loc superb în care oamenii să vină la stadion și înainte de a urmări partidele echipei noastre să poată să întâlnească prieteni, oameni de afaceri și să rămână și după joc cât mai mult timp aici, pentru că atmosfera este una care te îndeamnă, să spun, să stai cât mai mult aici. Au venit foarte mulți fani la stadion, am văzut deja eu un entuziasm, așa dumneavoastră cum simțiți începutul sezonului? E un campionat nou, atipic oarecum, pauză scurtă, jucători, nou jucători care au fost la echipe naționale. Astăzi vom avea în teren 7 jucători tineri, când spun tineri, 21 de ani sau mai tineri. Și clar mai avem câțiva jucători care deja sunt la Cluj, se pregătesc alături de echipă și care vor începe și ei să reintre în meciurile următoare, ca, spunem noi, după aproximativ 3-4 etape să reușim să avem o echipă cu jucătorii pe care i-am propus să îi transferăm. Au și plecat foarte mulți jucători, se va simți lipsa lor? Sperăm nu. Cei care au plecat sunt jucători foarte buni. Mai există interes și pentru alți jucători care sunt la noi la club, dar exact cum i-am adus pe cei care au fost transferați în această vară, la fel vom proceda și cu acei care vin, vom aduce jucători foarte buni, care ulterior, bineînțeles, să fie transferați pentru sume importante. Clubul trebuie să funcționeze în continuare, să aibă o viață cât mai lungă și sănătoasă. Urcă, Iuri, am văzut ultimele... Discut de transferuri după ce s-a postat pe site-ul nostru. Cu tot dragul povestim în acel moment. Așteptările sunt mari de la... Speranțele, așteptările sunt mari și sper să reușim ca în 2, 3, 4 meciuri să avem o echipă puternică.